Intervenție la limita pompierilor în această dimineață la drobeta turnul Severin. Trei muncitori care lucrau la extinderea rețelei de canalizare din oraș au fost prinși sub un mal de pământ în timp ce săpau șanțul pentru conducte. Cei trei săpau canalul și se aflau la o adâncime de aproximativ 3 metri când pământul pe care îl scoseseră s-a prăbușit peste ei. Unul dintre muncitori a fost acoperit complet, iar alți doi au fost scoși de pompieri în viață și transportați la spital. Forțele de intervenție au săpat cu mâinile mai bine de o jumătate de oră ca să-i salveze pe muncitori. Pentru cel de-al treilea intervenție a fost în zadar. El a fost prins sub pământ și sub unul dintre colegii săi, iar pompierii au ajuns foarte greu la el. Cum a stat mai bine de o oră fără oxigen și sub greutatea pământului, inima i s-a oprit. Cel de-al treilea bărbat avea 50 de ani și l așteptau acasă doi copii în localitatea Bustukin din Gorj. Cei trei muncitori sunt angajați la una dintre cele șase firme care au contractat în asociere extinderea sistemului de canalizare în cartierul tinerilor din Drobeta Turnu Severin. Polițiștii și inspectorii de muncă au deschis o anchetă în acest caz.